Ceva de Am genul ăsta a observat fost, da? un lucru deosebit și e bine că m-am plimbat cu Robert în timpul filmărilor. Suna foarte des telefonul la el și avea conversații de genul: păi da, ai adus mașina aia și eu nu m-am dat, toată lumea vrea să se dea cu mașina aia, cred că de fiecare dată când aduci ceva nou, te sună prietenii, cunoscuții și cei care văd mașina la Motor Brands în vitrină sau pe stradă, cu sigla voastră, branduită, aș vrea să fac și eu o tură. Acum știi cum e, fiecare cred că își dorește, și doamnele și domnii și toți cei care posedă carnet, cred că nu există unul să nu, când apare o mașină nouă sau un model nou sau una clasică sau ceva special, să dorească măcar să... Să nu vină, da. Da. Deci, prima și prima dată când am început sesiunile astea de drive test, bineînțeles că am marjat pe prieteni. Corect. Și au fost cei care vin de fiecare dată și cei care tot timpul răspund chemării. Încet, încet, în schimb, am intrat și în raza clienților. Adică, Potențial cumpărător. teoretic, o parte din prieteni sunt și clienți. Automat, în atâta timp, atâția ani de vânzări, automat și prietenii Da. au devenit clienți. Dar să știi că am adus lume nouă, lume care, în general, vine A fost un eveniment la frumos chestii din astea, și la știi? restaurantul Verk, lângă Castelul Corvinilor. O să vedeți că avem De și la ce preț filmare. pleacă seria 5, modelul acesta? Modelul de bază pleacă undeva de la 40.000, în jur de Și așa 40.000, diferență mare ai de la... 37-40.000, da, pentru că un motor de 2 litri, diesel, cu tracțiune spate, practic aici e Baza. baza, da. Și ajungi la un motor de Și 4 ajungi litri. la un motor deocamdată mai sunt motoare care urmează să intre în piață, nu le știm prețul, Și mai și scumpe. acest motor de 3 litri a fost o surpriză pentru noi, pentru că a apărut pe ultima 100 de metri și mașina și motorul și da, deocamdată Deci s-ar cam putea... într-un an de zile vor fi aliniate Deci toate, vor apărea și benzinarele încet încet. accesorile s-ar putea să fie încă o dată cât e prețul mașinii. Da, mai De mult ca bază. sigur. E vorba și de Motorizarea și motorizare. accesoriile. Motorizare, Da, da. da. Vreau să te întreb, Robert, dacă există cerere și dacă există și timp de așteptare la o asemenea mașină. Timp de așteptare există. Cererea, fiind modelul nou, deocamdată e în stand-by. Dar timp de așteptare este și spun și de ce. Pentru că noi am reușit să-l aducem foarte târziu aici în Deva. Prelansarea s-a făcut anul trecut prin noiembrie la dealer. La dealerii oficiali ai BMW-ului, unde clienții care au fost focusați pe mașina respectivă au văzut-o, au dat comenzile, deja încep să vină Dar mașinile. există timp de așteptare. Există ceva timp de așteptare ca la orice model nou, dar se reglează. În 2-3 luni o să apară și mașini de stoc. Deja am văzut că am fost alaltăieri la o reprezentanță și deja aveau o mașină în curte liberă. Am înțeles. Ceea ce, Ce înseamnă ceva? da, înseamnă că au fost pregătiți pentru că sunt alte mărci la care se stă 6-8 luni după mașină Da. și din punct de vedere al clientului este absurd să stai 6-8 luni după o mașină. O mașină de serie, nu o mașină Prototip. prototip sau așa. Da. Dar băieții au fost pregătiți, au fost inspirați, au lansat pe parcurs și motorizările să introducă mașini bune și frumoase în piață și timpul de așteptare se scurtează încet, încet. Robert, pe lângă asta de BMW acesta o să vorbim foarte mult în filmare, o să ne Da. prezinți exact, are niște detalii tehnice deosebite, s-a ajuns să conducă singură mașina, să se conducă singură mașina, aproape ești doar un pasager, nu prea mai ești șofer. Bine, Care acum mai trebuie stai să, confortabil. da, mai trebuie să ai și drumurile ca atare, dar spre acolo se îndreaptă tehnologia, în curând vom fi doar pasageri în mașinile noastre. S-a văzut foarte mult Din păcate, da. și la ceea ce s-a întâmplat acum la Drive Test. Totuși, nu este oarecum un paradox tu să-mi spui care vinzi mașini de atâta timp și te ocupi cu vânzări mașini în piață, și anume România, care relativ este o țară săracă, una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană, are vânzări la mașini premium neașteptate, pentru că vin cetățeni din alte țări, din Germania, din Austria, din Franța, de pe unde, și zic, bă, dar voi aveți aici mai multe X-uri cât avem noi, Aia sau... săraci, mă. Cu ce bani să-și cumpere? Da, Nu. deci... Diferența la ei este că la noi se văd mașinile respective, la ei nu se văd. În ce sens? Oamenii de dincolo care își cumpără mașini scumpe,
O parte le folosesc zi de zi, cei care au foarte mulți bani, iar partea a doua de clienți de mașini scumpe le țin în garaj și merg în weekend cu ele. La noi, sau în vacanță. Sau în vacanță. La noi trendul e altul și a pornit prin 2005-2006 și a fost că dacă ai bani să-ți iei o mașină, ia-ți-o așa cum trebuie. Adică fă-o ca lumea. Cum visezi. Da. Da. Și de aici a pornit trendul, dar încet încet se calmează lucrurile și nu mai exagerează lumea în opționale, în dotări. Încet încet, și aici a fost și vina, pot să zic, directă a dealerilor, pentru că a fost cererea foarte mare și oferta de mașini foarte restrânsă. Și atunci s-a vândut efectiv tot ce s-a produs, s-a vândut. Da? Acum, în schimb, când este cererea mai redusă și oferta destul de largă, dealerii au învățat să consilieze oamenii să ia mașinile de care au nevoie. De fapt, asta ar trebui să facă. Da. Că dacă nu, cu mașinile se conduc singure, se pot și comanda singure, adică probabil BMW-ul și Audi și Mercedes-ul vor face câte o aplicație super inteligentă și îți comanzi mașina, te loghezi cu ăsta, cu cardul, pui acolo, dai banul și la revedere. Deci probabil așa se va întâmpla în viitor apropiat, dar aia nu înseamnă că cineva interacționează cu clientul, cineva explică omului ce să facă, ce să nu facă, îi dă sfaturi, da, să cumpere, să nu cumpere. Apropo de vânzări, și aici aș vrea să ajung, e foarte important pentru voi, și anume, cât de important este, mai ales când îți iei o mașină, nu neapărat nouă, dar o mașină premium, să zicem, o mașină scumpă, o mașină care trece de, să zicem, în România 15.000 de mărci, o sumă destul de mare. Euro, da. De euro, mărci, de 15.000 de euro, e o sumă mare. Ai văzut și în târgurile auto, sunt mașini și care ajung și la 100.000 de euro. Totuși, când îți iei o mașină de genul, adică una e de 2000 de euro sau de 1000 de euro, te duci și ți-o iei din târg. Dar când vorbești de o mașină care trece de 10.000 de euro, parcă ai vrea să ți-o iei totuși de la un dealer sau de la un reprezentant, decât să o iei din târg, că pleci cu ea și nu știi ce ai luat. Da. Adică tu vezi lucrul ăsta, așa ar trebui să să se întâmple, da. Și încet încet învățăm piața locală și cu chestia asta. Adică în târg tot timpul găsești mașini mai ieftine decât la dealer. Aia e clar. E 100% clar. Dar în târg nu știi niciodată ce cumperi. Dealerul, sigla, faptul că totuși ăia se bazează pe ceva, indiferent de dealer, că suntem noi, că suntem alții, că așa. Adică ar trebui să-ți oferi niște servicii care piața nu ți le oferă. Târgul nu ți le oferă. Da? Și încet, încet învățăm piața și practic trebuie să explici oamenilor tot timpul că e ok să iei și mașini din piață, dar nu e ok să ai foarte mari pretenții de la mașina luată din piață. În schimb, de la o mașină luată de la un dealer, poți să ai și pretenții de banii care îi dai. Da? Și crezi că e problema românului care să zicem, ia țeapă, și anume, una e să iau de la tine, cam pe cine să trag de mână, că dacă se întâmplă ceva și la din piață nu l-am mai văzut, am luat mașina, a plecat din târg și la revedere? Asta se întâmplă, mai ales în orașele mari, unde, dacă nu dau niciun oraș acum exemplu, pentru că avem inclusiv orașe exemplu, etalon în mafia de mașini, dar asta se întâmplă. Lumea merge, piețarii respectiv știu să pună problema în așa fel încât să atingă punctul sensibil al clientului. De fapt, ei sunt vânzători de multe ori mult mai buni decât noi. Mult mai buni decât noi. Deci ei știu să-și vândă marfa atât de bine încât... Da. Dar acel om n-ar putea să facă ce facem noi. Am înțeles. Adică n-ar putea să fie și corect. Pentru că... Nu se poate să și câștigi. E aproape imposibil. Chiar ieri discutam cu cineva apropo de mașinile de piață și apropo de pretențiile oamenilor care cumpără mașini din piață. În general, ce sare de 10.000 de euro, care sunt bani, da, în general nu se mai prea cumpără din piață. Se cumpără. Da? Se cumpără ori direct de dincolo, ori de pe site-urile specializate, afiliate unor dealer sau unor importatori sau unor mărci. Dar nu se mai prea cumpără mașini peste 10.000 din piață. Nu te mai riști. Pentru că greu, adică mi-e greu să cred că vine cineva cu 20-25.000 de euro și se duce să-și ia mașină din târg. Adică... E și cu traista după tine, bani acolo, pe capotă.
Nu prea. Nu știu, da. În schimb, cei care își cumpără mașini în plaja 1000 de euro, 2000 de euro, 3000 de euro, pot să spun că sunt între cei mai pretențioși clienți și e foarte greu să discuți într-o reprezentanță cu cineva care vine să-și cumpere mașină de 2000 de euro. E aproape imposibil. Nici nu sunt de 2000 de euro. Sunt. În reprezentanță nu prea sunt. Nu, că nu prea aducem. Nu, dar voi mai aveți mașini care le luați în custodie. Avem și mașini de custodie, dar nu de 2000 de euro. Am înțeles. Probabil o să impunem un plafon așa de să nu fie. Minimum de... Da, pentru că nu poți oferi niciun serviciu, garanție, nicio garanție, nu poți oferi nici măcar sfatul la o mașină care costă 1000 de euro. Deci, n-ai ce. Da. Exact. Robert, mulțumim, urmărim în continuare, filmările au fost deosebite, pe care le-am făcut la lansarea noii serii 5, de data asta cu un 530XD, o să vedeți și specificații și tot. Robert a condus, a fost o vreme urâtă, însă a fost un drive spectaculos. Prima parte a acestui film o vedeți chiar acum, iar partea a doua în emisiunea de mâine. Noi ne revedem săptămâna viitoare, începând de luni e... Marți live. Dar o să vedeți emisiunea și mâine și luni cu materiale filmate.